Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 23 carieră cu FCSB. Astăzi avem de jucat două meciuri în Superliga plus un meci important în cupe europene. Avem de jucat un meci contra, ia ghiciți voi cine, dintre acele echipe din Optim, da, cu Villarreal. Semifinala Roma contra Nice, Villarreal contra FCSB. Probabil vom vedea o finală, nu știu, FCSB-Roma sperăm. Dar poate o bate Nice, nu știu. Iar altă semifinală din Champions League, Chelsea-PSG Madrid, Atletico Madrid mai exact, contra Bayern. Dar până ne vom juca noi acele meciuri nebunești, avem de jucat în Superliga FCSB Sepsi, jucăm acasă în Ghencea, îl avem pe Popescu, Drăguș, Omrani, Miculescu, Șutu, Waida, Șerban, Tam, Buena, Haruț și Târnovanu. Da, Tam e mort, efectiv. Numai că nu avem jucător cu care să-l schimbăm. Tam e moșneac de acum, scârții din toate încheturile și nici nu mai își revine așa ușor din punct de vedere fizic. Doar că, na, aia e până la urmă. Noi vom simula acest meci, vom da quick sim și zic o batem. Ne bate Sepsi. Doamne Dumnezeu, nu pot să cred așa ceva. Ne bate Sepsi, frate. Deci e cu noi jocul ăsta pe simulări. Villarreal FCSB, semifinala din Conference League. Jucăm în deplasare cu Popescu, Companio, Cordea, în atac Olaru, Ejuma, Yanis Hagi, în mijloc Radunovic, Buena, Daua, Boboc, în apărare și eroul nostru cel de veci, Târnovanu. Sperăm că reușim să ne organizăm bine în această partidă, pentru că am scârțit noi meciul trecut cu Trabzonspor, iar acum e Villarreal, I mean, va fi greu. Poate reușim să o batem în deplasare, ar fi superb, adică cred că o să se apere mult la ei acasă, dar vedem. Haideți să dăm play match să vedem. Stadionul celor de la Villarreal, puțin ca micuț, sincer, credeam că e mai mare, nu știu de ce. Vedem și suporterii, ambelor echipe se pregătesc de meci. Intră frumos cu bilețelul, da, interesant cinematic. Așa, da, stadionul plin de suporteri, din păcate mai mulți suporteri spanioli. Steven Gerrard la primul său mandat pentru FCSB reușește să o aducă până în semifinale, poate cine știe reușește să și câștige. Atacăm de la dreapta la stânga în prima repriză acestei semifinale. Boboc în posesie. Cordea pentru Yanis Hagi. Companio intră în careu, Companio și șutează. Reține Rulli. Mă aștept la un joc periculos din partea celor de la Villarreal, pentru că până la urmă este o echipă spaniolă și na, știm noi Spania cât de puternic joacă. Practică un joc superb. Villarreal încearcă să înainteze așa fără să combine. Interesant. Kiko pentru Lo Celso. Jackson șutează, Târnovanu reține. Nu știu de ce, dar parcă mă incomodează stadionul ăsta. Ejuma pentru Companio, încearcă să-l angajeze pe Cordea. Maliomski reușește să treacă de adversari. Târnovanu simte pericolul, iese la timp. Capitanul Radunovic în posesie. Greșește pasa, iar acum Jeremie încearcă să construiască un atac. Bine, Radunovic din nou. Câte greșeli face și el, atâtea lucruri bune de asemenea. Foarte frumos deposedat Darius Olaru. Probabil o să jucăm defensiv. Daua încearcă deposedarea. Daua încearcă deposedarea și reușește. Popescu pasează în careu. Boboc. Hagi pentru Ejuma, acesta la Olaru. Olaru, bine pentru Hagi. Nu reușește să combine acesta cu echipierii săi. Radunovic înaintează prea mult cu mingea, nu-i dă drumul la ea și greșesc pasele și adversarii. Pedraza este în posesie. Lo Celso în care, Lo Celso, pericol la poarta FCSB-ului și este gol.
Villarreal marchează în minutul 20. Reușesc să deschide scorul și reușesc să, de asemenea să-i conducă și pe cei de la FCSB. De așteptat, sincer, la câte greșeli am făcut și noi în atac, cât și în defensivă, sincer. Radunovic schimbă partea la Boboc. Cordea. Ejuma primește mingea, Octavian Popescu pentru Compagno. Bine, Ejuma îl vede pe Cordea. Acesta la Iani Sagi pentru Popescu. Șut încercat din prima. Radunovic deposedat, iar acum Maliomski este în posesie. Jackson pentru Jeremie înaintează, numai că are presiunea celor trei fundași. Popescu, schimb de pase cu Compagno, iar acum acesta are avantaj. Popescu! Reușim să o egalăm pe Villarreal destul de repede. 7 minute mai târziu, 1-1. Interesantă partida până acum. Nu știu dacă joc eu bine sau joc ei prost. Ori ambele. I mean, ușor de marcat, sincer. Mai ușor decât cu Trabzonspor. Jackson. Greșește lui Danjuma. Bine, o lasă pentru Lo Celso. Gol din nou Villarreal. 2-1. Nici nu reușim să marcăm și deja ne luăm gol. Puțină nebunie, sincer, în această partidă până acum. Ce bine, o lasă cu echipierul său și marchează. Pot să spun dezastru? Cred că pot să spun dezastru. În fine, 2-1 pentru Villarreal. Olarule, dar ce faci? Nu reușesc al noștri să stăpânească mingea. Din nou, pericol, Villarreal construiește! Pericol imens la poarta FCSB-ului. Steven Gerrard îngândurat. Boboc încearcă să-i paseze lui Hagi, numai că țează cu spatele omul meu. Bine și nu prea bine. Villarreal putea fi periculoasă aici, numai că n-au fost inspirați. Radunovic schimbă flancul la Boboc. Acesta la Cordea. Schimb de pase rapid între jucătorii FCSB-ului. Compagno foarte bine pentru Popescu. Popescu! Ratare colosală. Era șansă imensă de a se marca. Adică șansele erau de 90% de gol. Din ce am înțeles eu, sincer, până acum, nici Villarreal cât nici FCSB-ul nu se apără, ci doar atacă, atâta. Fault, minge pentru Villarreal. Minutul 39, ne apropiem de finalul primei reprize, o repriză haotică, sincer. Cu ocazii peste ocazii. Reușim din nou să-i deposedăm, iar acum plecăm pe un contra-atac. Iani Sagi țâșnește cu mingea, nefiind atent la adversarii care puteau să-l deposedeze. Maliomski. Danjuma pentru Pedraza. Pedraza în careu. Pasează cu Jackson, care șutează numai că deasupra porții. Gălăgie făcută de suporterii Villarrealului. Schimb de pase între Ejuma și Radunovic. Avem spații libere. Radunovic înaintează. Putem fi periculoși. Radunovic efectiv nu este inspirat. Un minut de prelungire care s-a și sfârșit de fluieră. Finalul primei reprize, 2-1 pentru Villarreal. Sincer să fiu, nu sunt speriat chiar deloc. Adică au jucat de bine, dar nu m-am impresionat. Noi nu facem nicio modificare, continuăm repriza a doua cu aceeași echipă. Cred că la fel face și Villarreal, nu? Nu fac nici vreo modificare. Parejo pentru Jeremie.
Buena la companio, iar acum Hagi. Nu, nu așa. Au anticipat fundașii Villarealului acest contraatac. Bine, Buena. Ejuma la Popescu, Olaru pentru Hagi, depossedat. Nu gândesc destul de rapid jucătorii FCSB-ului. Aveam Popescu în bandă. Corner obținut de FCSB. Ok, nu vreau să bată Cordea, vreau să bată Yanis Hagi. Facem o schemă, uite așa, și hai să fie gol. Nope. Olaru, schimb de pase, nebun, Popescu, Popescu, șut în blocaj. Nu înțeleg de ce a rămas singurul jucător în careul adversarilor. Adică mă refer în centru careului. Încercăm să punem presiune, poate reușim să recuperăm posesia. Malinovski, Jackson, șutează, gol, gol, ce gol marchează Villarreal. Șut de la distanță. Vedem reluarea, combinații frumoase, șut din prima. Nu are o șansă turnovanu, dacă aș avea și eu așa șanse, frate, dar eu nu am. Hai, Hagi, că nu te-am adus degeaba la echipă. Cordea încearcă să o joace de unul singur, doar că nu e Lionel Messi. Jeremy pentru Lo Celso, Jackson, pasează înapoi, șut, turnovanu reușește să pareze. Minutul 59, 3-1 pentru Villarreal. Parejo. Bine, reușim să recuperăm. Numai că arbitru decide că a fost fault. Lovitură periculoasă pentru Villarreal. Nu știm ce a încercat jucătorul echipei spaniole. Greșim pasele astea, hai de capul meu. Haruț recuperează, iar acum FCSB-ul poate pleca pe un contraatac, numai că companiul nu este inspirat. Recuperările astea mă termină psihic, sincer. Cordea pentru Hagi, Hagi! Fault! Fault ușor acordat. Dar Solaru, băi frate, eu ar trebui să văd. Uitați-vă și voi la jocul ăsta, vă place ce văd? Văd picioarele, dar sunt picioare de bărbați, nu-mi plac. Da, o să o lovim așa. Batem direct pe portar. Da, cum pot să bat lovitura aia, frate? Aoleo, jocul ăsta mă disperă. Eu oricum am zis că jocul ăsta e gunoi. Minutul 66. 3-1 pentru Villarreal. O să atacăm și noi mai mult pe final de partidă. Daua recuperează. Popescu la companio, la cere mingea, o primește din nou companio. Mingea pentru Yanis Hagi, Hagi, șut din întoarcere. De ce șutezi așa, omule? Deci mi-e scârbă de cum joacă. Da, hai să-l schimbăm pe companio cu Drăguș. Miculescu în locul lui Hagi și cam asta e tot. 3-1. Ce bullshit. Uite așa vreau să facem. Hai, puneți pressing. Puneți presiune. Bă, avem spații, Lo Celso. Pasă în flank pentru echiperul său, Haruț, încearcă deposedarea, nu reușește, iar acum îi vedem pe cei de la Villarreal cum construiesc fața careului. Jeremy. Jeremy nu reușește să continue faza de atac. Iar mi-agață jocul. Cordea. Haruț, foarte bună pasa la Drăguș. Acesta încearcă pentru Olaru. Numai că e efectiv jalnică pasa. Bine, îl vede Lo Celso pe Danjuma. Liber.
Nu, nu așa se joacă în continuare. Malinovski. Danjuma pentru Zaniolo, înapoi acesta. Târnovanu reușește să-și salveze echipa. Ai mă băieți, pasați cum trebuie, Parejo. Ua, nu e atent, nu profită de stângăcii adversarilor. Dați-vă și voi, efectiv, de posedări una peste alta. Târnovanu salvează din nou echipa. Drăguș îl vede pe Popescu, numai că nu este inspirat cu această pasă. Alberto pentru Malinovski. Bine, lungul de linie pentru Jeremy, numai că Buena este mai ternic în deposedare. Radunovic, cu noroc. Nu mai zic nimic. Cu noroc, ce noroc. A fost norocul pentru o secundă. Ne apropiem de finalul partidei. Villarreal o conduce pe FCSB. Jocul a fost haotic, total haotic. Adică nici nu am ce să comentez. Adică n-am cum să comentez un joc asta. Drăguș pentru Miculescu. Bine, schimbul de pase, Drăguș. Gol! 3-2, reușim să mai reducem din diferență. Darius Solaru marchează. Bine, băieți. Doamne, mă doare mintea. Cât era tragiu fost fundașul celor de la Villarreal. Adică, mi s-a părut ceva realistic și nu prea, da? Ok. Măcar reușim să marcăm. 3-2, minutul 86. Oare mai putem da un golaț așa? Poate reușim să restabilim egalitatea? Ar fi frumos. Malinovski. Cred că i-am zis numele greșit în tot acest timp jucătorului ăsta. Sau pe la începutul episodului am zis greșit. Malinovski deposedat puternic de Daua. Intră hotărâți jucătorii FCSB-ului. Hai mă, drăguș, joacă cum trebuie. Malinovski încearcă să combine cu echipierul său. Nu reușește iar acum. Încercăm să marcăm. Drăguș pasează cu pământul. Drăguș pasează efectiv cu pământul. Lo Celso. Bine, Miculescu se poziționează să intercepteze pasă, iar acum Drăguș încearcă angajarea lui Olaru. S-au terminat cele 2 minute de prelungire. Se fluieră finalul partidei, 3-2 pentru Villarreal. Chiar dacă ne conduc adversarii, noi încă avem o șansă în retur când jucăm acasă la noi. Și știți cum se zice, acasă ești cel mai tare. Hai că se zice așa dacă e. Noi vom da skip. Nu vom merge nici la interviu, pentru că m-am enervat. Roma bate pe Nice 1-0 și cam ăsta e tot episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un butonaj de like, nu uitați să vă abonați, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!